Yeah. Eres bonita, el olor de tu cabello son cosas que me excitan. Y tus panties en el suelo, también los besos parecen de un universo. Suntem într-un spre a doua plajă, și anume Capo Bianco. Este weekend, e sâmbătă azi și suntem curioși dacă este aglomerat. În dreapta este Padulela, unde am fost ieri. Noi mergem înainte. Pam, pam! Oamenii care stau în zona asta, care locuiesc în zona asta, sper că își imaginează cât de binecuvântați sunt. Hop, hop. E divin. Oricum, aproape, cred că toți locuitorii Italiei ar trebui să-și dea seama de, ce chestii șmechere au pe ei. Eu mă uit în jur și mă minunez. Nu pot să concep faptul că cineva are norocul să se nască și să locuiască aici. Ia uitați. Ne-am uitat un pic împrejur și ne-am dat seama că suntem pe Padulela, pe aceeași plajă pe care am fost și ieri. Nu vine să cred. Walk of shame înapoi. Deci cum să ajungem pe aceeași plajă? Zona asta cu scări de aici avea pus lanț. Ah. Și noi venisem prin partea aceea, pe scările alea de acolo. Oricum, hai să nu mai dregem, ne-am f*** pe aia. Da. Sau aici era ușa. Nu mai contează. Ne întoarcem. Cărarea rușinii. Poate reușim să ajungem azi. Și la Capo Bianco. Incredibil, pui, cum mi-a dus. Da? Am ocolit, practic. Deci noi trebuie să facem cumva dreapta. Și pe unii cred eu că trebuie să ajungem pe acolo până erau mașinile. De-am spus ceva, să ne uităm. Așa îmi pare mie. Dacă nu vrei întrebăm... Vrei tu părăria asta? Da. Dacă nu, întrebăm pe doamna aia de la pază. Nu pe aici, pe acolo, pui. Trebuie să ajungem cumva așa. Mai ia-te după mine, oricum. Știi că eu mă duc bine tot timpul. Bine, hai să vedem dacă pe unde ai zis tu ești în plajă. Fără GPS, fără nimic. Chiar sunt curioasă. Hai, laudă-te! Am găsit-o. În final. Uite, acolo stăm frumos. Let's have a moment for this water, though. Am venit, am văzut, am plecat. Pe mine una nu m-a impresionat. Poate și din cauza că era destul de multă lume la plajă. Dar e foarte lungă plaja, nu știu, eu prefer plajele așa mai micuțe, mai izolate. Asta... Apa, în schimb, mi s-a părut mai frumoasă decât la prima. O să fii de 5 ori pe videoclip. De ce mă zic oamenii că n-ai indicat să ții sandale? Numărul 3 pe listă este Sottobomba. Sperăm să fie ok. Suntem pe plaja Sottobomba. Ne-am așezat puțin să ne tragem răsuflarea. Suflu. Și seamănă foarte mult cu cea din Capo Bianco. Se par aproape identice. Dar e mai mică. Da, e o idee mai mică, nu foarte mult.
Dar... Scuze, deci scrie pe Google diferența e de 190 metri. O să profităm și noi puțin de soare. O să ne împălăcim puțin și... Foarte bună! Sandwich-ul zilei. Din ce în ce mai bun. Sperăm să se elibereze un loc drăguț aici în colț, unde sunt deja două persoane așezate. Ia zi, ce părere ai despre nisipul ăsta? Am intrat în apă și am și ieșit. Pentru că sunt foarte multe pietre și nu ai cum să stai în picioare, efectiv. Pentru că vine valul și ți-le ia de sub picioare. Și ca, e ca și cum ai merge pe ghimbi. S-a supărat. Aia care fac circ de stau pe cuii? Păi eu nu fac circ. Ba da, ești circar. Ce sfat ai pentru urmăritori? Să-și ia papuci de gumă. Și să asculte de soțul lor sau soția atunci când spune: hai să ne luăm papuci ăștia la 5 euro. Una și care câștigă e câștigător. L-am bătut pe Bogdan la 1 și cel mai drăguț loc de pe plajă s-a eliberat. Ziua devine din ce în ce mai bună. Ești fericită? Ai intrat în apă cu picioarele fără să te doară? Da. Povestește la oameni cum săreau drăciile astea de păsări pe dronă. Păstărul Jimmy? Îmi plac păstărul. Și dacă îți mănâncă drona, îți mai plac? Negociem. Mai are cineva impresia că păstărul și râd? Gen, cum fac ei? E super drăguț. Gata și cu sotobomba pe ziua de azi. Ne-am strâns lucrurile, mergem spre casă și ne întoarcem în câteva ore la Padulella cu o sticlă de Bellini și o pizza. Să luăm cina. Al meu ești. Pizza dumneavoastră este livrată. Mergem să luăm cina pe plajă. Pizza. Sandwich-ul zilei a fost în prânz. A nu, mint. Prânzul a fost salată. La prânz am mâncat salată, da, și acum mergem să mâncăm pizza și să bem sticlă de Bellini. Ce urât face liftul ăsta. Eu nu mai urc cu liftul ăsta. Suntem singuri pe plajă, mai e un cuplu acolo în spate. Un cuplu de băieți? Un cuplu de băieți? Ai un cuplu de băieți. Și admirăm marea asta nervoasă. Bogdan vrea să mai tragă niște cadre cu drona, dar eu aștept. Psss. Psss. Me like it.
soțul meu. Dar cât mai multe împreună. Ah. Aici avem pizza puturoasă. Pizza 4 formaci. Nu-mi place gorgonzola ăla deloc. Preferata mea. S-o calma, vezi? Și cine este ea? Dumnezeu. Acolo, în depărtare, sunt zidurile cetății familiei Medici și, de asemenea, tot în acea zonă, trebuie să fie vila în care a locuit Napoleon pe timpul exilului. Sperăm să ajungem și noi zilele astea să o vedem. Suntem curioși ce e acolo și o să vă purtăm cu noi. Cheers! Eres bonita, el olor de tu cabello son cosas que me excitan. Y tus panties en el suelo, también los besos parecen de un universo muy lejos pero del nuestro. Con ese sabor a miel, vamos a hacerlo una noche. La luna mirará y las estrellas verán que brillará. Pues te seguí el resto, ni qué contar. La indicada, no hay nadie más. Y me enamoré de verdad. La indicada, no hay nadie más. Am plecat. S-a făcut întuneric pe plajă, nu mai era niciun fel de lumină. Și... Eu aveam pe cap și mi-a căzut pe față, așa că o iau ca pe un semn. Mergem acasă, se împart pijamalele, pentru că mâine vrem să ne trezim de vreme, să prindem o zi întreagă de plajă, pe nisip de data asta. Suntem ca șopârle. Transparenți, da. Nu, no, eu nu, solul lui. Ia să văd cum câștigă soțul meu. E pregătit, hai. Hai, pui, mă dezamăgești. Am nimerit una, dar n-am căzut. Deci trebuie să dau mai jos. Dai. N-am nicio șansă. Păi, câștigi sau nu câștigi? Nu-i bun. Nu-i stricat. Nu merez niciuna. Ce mai am? 5? Uhuuu! Bravo! Am nimerit acum pe final. Gata? Bravo! Hai, ești în stare să mă protejezi. Cât am nimerit? 6? Bate palma. Ce vrei pui de acolo? Ce-ai câștigat, iubitule? Deci cum? Când vine să mai cumpăr? Când vine să mai iau bile, asta e problema, că acum la final am prins care și tău. Păi asta e dependență, pui. Da, știu. Nu sunt dependență. Doamne, loc să câștig tot. Am că... Ah!
Da. Și mă întreabă, el eu îi zic că m-am curentat și mă întreabă dacă am filmat. Să văd numai eu? Bun, deci asta am câștigat când puteam să câștig asta. Asta cred că trebuie plătit. Soțul meu talentat. Deci băiețașul ăla a venit lângă mine și m-a făcut de căcat. Dar i-a arăt eu lui. Da, da, da. O să vă întâlniți voi în la vânător. Ce m-am curentat. Deci am avut 20 de bile. Nu mai zic prețul, că dacă aud de mama. Așa. Am avut 20 de bile. 14 le-am dat pe lângă și ultimele 6 am lovit 6 cu 20. Au văzut oamenii cu ei, am filmat. Nu contează, eu trebuie să explic cum a fost. Nu mai încercam să te scoți, ai dat 14 bile în gol. Da, pui, pentru că nu eram pregătit. Îți dai seama, eu acum am venit pe plajă, sunt obosit de la muncă, de la de-astea. Eu am încercat, am vrut să-ți iau cel mai mare ursuleț, dar... Mi-ai luat o brichetă care curentează ei.